Bun dimineața și bine v-am regăsit în ultima zi lucrătoare pentru bugetar din această săptămână. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața. Dacă ți-ar fi plăcut și ție să ai doar 3 zile lucrătoare pe săptămână, cui nu i-ar fi plăcut? Ce-ți mai place liberul? Ce-mi mai place somnul? Și somnul, și asta e viața lor. Trebuie să mai și muncim, nu? Da, trebuie. Tot timpul să stăm, am stat, ne-am relaxat, ne-am plimbat. Ar fi mers și mâine totuși un pic. Ar fi mers, nu? De ce să fim falși? Zici-o că îți place să cam lenevești. Normal. Lasă-mă că o să fim liberi în august atunci când o să avem acea pauză deja obișnuită între sezoane. Spune-ne că vine vacanța asta, mini-vacanța de 1-4 mai. Cum stăm cu vremea? Că lumea e curioasă. Mergem cum să nu mergem la Greta? Cum vorbeam și ieri, prognoza se schimbă de la, de fapt nu de la o zi, de la o oră la alta. Dacă acum cerul este mai mult senin în Pitești cel puțin și avem o temperatură de 11 grade Celsius, meteorologii spun că la amiază vom ajunge la o maximă de 19 grade Celsius, însă cerul se va înnora treptat și vom avea parte și de ceva precipitații, la fel și în cursul nopții. Va ploua abundent, se pare, și vom avea o minimă de 9 grade Celsius. Deci și ieri am spus că plouă, așa arătau hărțile. Și n-a plouat. Și n-a plouat. A plouat aseară, câțiva strupe, am în jur de ora 8-8:30. A burnițat un pic. Da, n-a fost ceva... ploaie cu descărcări electrice, cum am anunțat. Se anunță, așa cum spuneai și tu, se anunță ceva ploi, însă nu prea le-au mai nimerit în ultima perioadă meteorologii. La prognozele, la cum mă acum refer. Afară nu prea se chiar pare că ar vrea să plouă. Doamne, ce dimineață frumoasă, dacă ar fi așa tot acest final de săptămână, ar fi nemaipomenit. Dar vede mai imprevizibilă, așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarele zile. 30 aprilie este cea 120-a zi a calendarului gregorian. Câteva evenimente petrecute într-o asemenea zi de-a lungul anilor. În 1789, pe terasa, nu terasa de la restaurant, de la Federal Wall din Wall Street, New York, George Washington depunea jurământul, devenind astfel primul președinte al Statelor Unite al Americii. În 1803, Statele Unite cumpărau de la Franța teritoriul Louisiana în schimbul sumei de 80 de milioane de franci în aur. În 1844, tot pe 30 aprilie, Alexandru Ioan Cuza s-a căsătorit cu Elena Rosetti Solescu, fiica cea mare a postelnicului Iordache Rosetti și a catincăi Rosetti, născută Sturza. Cu acest prilej, Cuza refuza să primească țiganii rob trecuți în lista dotală a soției, fiind astfel primii care au acceptat hotărârea adunării obștești din 31 ianuarie 1844 de dezrobire a țiganilor. În 1896 s-a adoptat legea învățământului primar și normal primar, legea Pony. În 1897, tot pe 30 aprilie, Mihail Sadoveanu debuta în ziarul umoristic Dracul din București, sub pseudonimul Mihai din Pașcan. Viitorul romancier publica schița umoristică de 40 de rânduri sub titlul Domnișoara M.X. Fălticeni. În 1988, la Dublin, Irlanda, Celine Dion câștiga cea de-a 33-a ediție a Eurovisionului pentru Elveția cu piesa Ne partez pas sans moi. Și rămâne de văzut ce se va întâmpla săptămâna viitoare cu echipa noastră. Paula Selling și Ovi deja au plecat. Vom trăi și vom vedea. În 2004 a fost observat Caesar, un computer worm, care doar în câteva zile a infectat o mare parte din computerele din lumea întreagă. În fine, maxima zilei de astăzi, Alfred de Vigne spunea că o viață frumoasă e ca un gând al tinereții înfăptuit la maturitate. Wow! Ai vrea și tu să ai parte de așa ceva, nu? Ar fi bine să avem toți parte de așa ceva. Taur, ziua subordonatului exagerat. Te ascultăm, ce vești ne dai? Vești foarte bune. Astăzi sunt favorizate optimismul, entuziasmul, dar și spiritul de aventură. Mai mult, astăzi putem cere mai mult de la viață, de aceea ar trebui să ne punem măcar o dorință. Ce zici, începem cu dorința aia, cu concediul de 1 mai? Nici de cum, la muncă, domnule, eu să fiu aici, tu la fel, mai și muncim. Uite, vorba colegilor de la ziarul Argeșul, mai muncește cineva, domne, în țara asta? Toată lumea vrea libere, toată lumea vrea salarii mari. Păi da, hai să mai și muncim. Muncim și avem și invitata să la Antenața, mizăm pe prezența domnului dr. Gheorghe Frătoaica, medic la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Argeș. Luni vă spuneam că domnia s-a avut o urgență, a fost reținut. Ei bine, iată că astăzi ne-a promis Solem că va fi prezent în studioul emisiunii Antenața. Rămâneți cu noi, haideți să vedem acum și ce scriu ziarele de astăzi. V
Vine vacanța de 1 mai, 5 obiective turistice de vizitat în această mini-vacanță. Aflăm de pe site-ul epitești.ro. Au mai rămas doar câteva ore până la mini-vacanța de 1 mai. Dacă aveți în plan să ieșiți la o plimbare prin țară, iată, Epitești vă propune 5 obiective turistice pe care merită să le vizitați. Adăugați la ele și cetatea Poenari din Areful Argeș, pe care deja v-au recomandat-o ca posibilă destinație pentru mini-vacanța care bate, iată, la ușă. Castelul Bran, Castelul Peleș, Podul Mincinoșilor de la Sibiu, Castelul Cantacuzino sau Lacul Vidraru, pentru că argeșenii, și nu doar ei, îl știu foarte bine, este un lac de acumulare de pe râul Argeș, format în urma construirii barajului cu același nume. Lacul are o suprafață de aproximativ 890 de hectare, o lungime de 10 km și o adâncime maximă de 155 de metri, asta lângă baraj. Mai multe amănunte pe acest site și tot de pe site-ul epitești.ro. Aflăm că mai apare o nouă fabrică în Pitești, vor fi create numai puțin de 500 de locuri de muncă. În Pitești va fi deschisă în curând o unitate de producție care va conduce la crearea 500 de locuri de muncă. Un grup important, unul dintre cei mai importanți, de fapt, producători de sisteme de cablaje pentru industria automondială, a anunțat ieri deschiderea unei noi companii în România care se va numi un fel de sistem de producție cablaje. Firma va avea sediul în Timișoara și va deschide un punct de lucru și aici, la Pitești. În următoarea perioadă, noua fabrică va recruta aproximativ 500 de specialiști, iar în prezent, cele 5 fabrici existente în România, în cele 5 fabrici lucrează peste 14.000 de angajați. Grupul respectiv, începându-și activitatea în țara noastră în anul 1993, prin fabrica de la Pitești. Despre ce fabrică este vorba, concret, aflați pe pitești.ro. Spuneam din ziarul Argeșul că mai muncește cineva în țara asta. Mâine se pun din nou lacătele pe ușile instituțiilor publice. Cum se întâmplă de obicei, doar hipermarketurile și terasele vor lucra la turație maximă. În acest cadru de vacanță se naște o întrebare retorică, ce-i drept. Mai muncește cineva în țărișoara noastră? Mai pune cineva umărul la redresarea economiei? Care sunt răspunsurile interesante? Zic eu, le găsiți în pagina 3-a a ziarului Argeșul de astăzi. Apropo, următorul număr al ziarului Argeșul va apărea luni 5 mai. În pagina a doua aflăm că ieri Biblioteca Județeană Nicu Golescu s-a prezentat iubitorilor de cultură din București din perspectiva capacităților sale de a materializa în contextul actual conceptul de gândire comunicațională. Manifestarea organizată sub genericul Confluențe, Generație și Geografii Culturale a fost completată de o expoziție de carte și s-a desfășurat la Muzeul Național al Literaturii Române. La finalul săptămânii, Teatrul Alexandru Davila ridică de două ori cortina. Sâmbătă seara, de la ora 18, se va juca o mireasă de împrumut, iar duminică, de la aceeași oră, Căsătoria duminică, și cei mici sunt invitați la Teatrul la Șchiuță, la spectacolul Scufița Roșie, ora de începere 11:30. Conform celor mai recente date furnizate de Direcția de Statistică Argeș, în luna februarie s-au înregistrat 314 născuți vii, cu 35 mai puțin decât în ianuarie 2014. Numărul persoanelor decedate în luna februarie 2014 în Argeș a fost de 596, cu 28 mai puține decât în luna ianuarie. Comparativ cu luna februarie 2013, numărul născuților vii a fost mai mare cu 1, iar numărul persoanelor decedate a fost mai mare cu 67. Sporul natural provizoriu a fost negativ în luna februarie, fiind de minus 222 de persoane, decedații având un excedent față de născuții vii. Și mai multe divorțuri, că toți suntem la aceste statistici. În luna februarie anului în curs, la oficiile de stare civilă din județ, s-au înregistrat 98 de căsătorii, cu 4 mai multe decât în ianuarie 2014 și cu 18 mai multe decât în luna corespunzătoare din anul precedent. Pe de altă parte, numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și administrative a fost de 85, cu 75 mai puține decât în luna februarie anului trecut. Tot ziarul Argeșul ne spune că răsadurile au invadat, iată, piețele. Cei care vor să mănânce legume proaspete din propria grădină pot cumpăra răsaduri de roșii, castraveți, vinete sau ardei pentru a le planta în grădini. Comercianții aflăm că s-au pregătit și pentru solarii. În păhăruțele mici de plastic se vând firele de roșii ori de castraveți cu un leu bucata. Cu 50 de bani se vând tot la pahar firele de ardei gras, capia și vinetele, iar pentru grădină puteți cumpăra răsaduri de varză albă și roșie cu 25 ori 30 de bani firul, iar răsadurile de ardei gras, iute, gogoșar, capia, țelină, roșii pitice și înalte pătrunjelul cu 20 de bani
firul, că toți suntem la acest capitol. În ceea ce privește piețele, iată, mâine și poimine piețele din Pitești funcționează după programul duminical. Puteți face cumpărături până la ora 14:30. Sâmbătă 3 mai și duminică 4 mai se lucrează ca în weekend. Astăzi este ultima zi pentru depunerea situațiilor financiare aferente anului 2013 de către persoanele juridice fără scop patrimonial care se compun din bilanț și contul rezultatului exercițiului. Acestea se depun la unitățile finanțelor publice Argeș și în formatul prevăzut de reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Liber și la CEZ, iată, mâine centrele de relații cu clienții nu vor lucra mâine de 1 mai. De vineri însă programul de funcționare va fi unul normal, respectiv 8:16 sau 8:18. Autobuze, cred că vă interesează și cum circulă autobuzele în Pitești. Bine, Publitransul ne anunță că în perioada 1-4 mai, de joi până duminică, autobuzele vor circula la Pitești după un program aferent zilelor de sărbătoare, cu un interval de succedare cuprins între 8:30. Începând cu 1 mai, Biroul pentru Eliberarea Abonamentelor de Călătorie cu Autobuzul în cazul persoanelor cu dizabilități va funcționa în clădirea Colegiului Tehnic Arman Călinescu, Bulevardul I.C. Brătianu, numărul 44. În ceea ce privește Inspectoratul Teritorial de Muncă, aflăm că în perioada 5-20 mai, Inspectoratul de Muncă va prelungi programul cu 30 de minute, și acest lucru se va întâmpla pentru a recupera ziua liberă de vineri 2 mai. Astfel, porțile instituției vor fi deschise de luni până joi între orele 8:17, iar vinerea între orele 8:14:30. Și la Muzeul Județean aflăm că mâine de 1 mai toate secțiile muzeului vor fi închise, cu excepția cetății Poinar și castrului Jidova. Pe 2 mai aceeași instituție funcționează după un program normal între orele 9:17. Dacă vreți să mergeți la bibliotecă, aflăm că biblioteca își închide porțile la 1 mai și 2 mai și reactivitatea luni 5 mai. Podul peste râul Argeș aproape gata. Iată, de curând primăria a anunțat finalizarea lucrărilor de reabilitare și consolidare a podului peste râul Doamnei. Viceprimarul Cornel Constantin Ionică a declarat că în maximum 2 săptămâni de zile vor fi gata și lucrările la podul peste râul Argeș, a cărui cale de rulare este încă, însă gata încă de anul trecut. Au mai fost investiții de făcut în zona de sub pod, acolo unde s-a intervenit la piloni, la structura de susținere. Suntem aproape gata, proiectul este în grafic, ne preocupă acum să găsim resursele financiare pentru a face încă un pod peste râul Argeș, așa că vom apela tot la fondurile europene, a declarat ieri Cornel Ionică. Podurile peste Argeș și râul Doamnei au fost reabilitate cu fonduri ale Uniunii Europene. În curând încep și lucrările de construire a pasajului rutier aerian de la podul Viilor, care se speră că va duce la decongestionarea traficului în zonă. Și tot din acest ziar mai aflăm că Radu Vasilică vrea reducerea vacanței de vară. Deputatul Radu Vasilică, vicepreședinte de altfel al PSD Argeș, a anunțat că va formula 3 întrebări pentru ministrul educației Remus Pricopie, prin care practic propune tot atâtea chestiuni punctuale. Astfel, prima propunere va fi aceea de reducerea vacanței de vară și de mărirea vacanței de iarnă. Argumentele domniei sale fiind multiple, costurile mai mici, durata zilei, atenția mai scăzută a copiilor, problemele generate de zăpadă și așa mai departe. A doua propunere este aceea că și cei care au obținut doctoratul după anul 2010 să aibă inclus în salariu un spor de 15%. În fine, finanțarea universităților este a treia doleanță a lui Radu Vasilică în sensul majorării costurilor per student. Deputatul, care este cadru didactic la Universitatea de State din Pitești, afirmă că în prezent costurile per student nu mai acoperă nici măcar taxa de școlarizare, așa încât se impune o reevaluare. Din pagina de sport a ziarului Argeșul aflăm că BCM Pitești va susține jocuri decisive în acest weekend. Vineri și sâmbătă sunt programate meciurile 3 și 4 din cadrul play-off-ului la basket masculin. Sala sporturilor din Trivale va găzdui jocurile dintre BCM Pitești și Basket Club Mureș Târgu Mureș, elevii lui Cristu Șapera fiind obligat să nu facă niciun pas greșit și să ducă astfel calificarea în meciul decisiv. Tot ceea ce vă interesează legat de echipa BCM Pitești, cât și despre jocuri decisive din weekend, găsiți în pagina 6 a ziarului Argeșul de astăzi. În ultima pagină mai aflăm că nu mai avem fotbal, dar avem chioșcuri la poarta stadionului și găsiți mai multe detalii în această ultimă pagină. Este miercuri, a apărut jurnalul de Argeș.
Din prima pagină aflăm despre procesul primelor demurături care a ajuns, iată, la CEDO. Foștii salariați de la Arpechim cer daune de 45 de milioane de euro de la statul român. Tot din acest ziar mai aflăm că despre un denunț de răsunet în mediul de afaceri argeșan, magnatul Ivănescu, martor cheie al DNA împotriva deputatului Rădulescu. Toate detaliile aveți în pagina 19. Dida și Bărbuceanu, gemenii suferinței ipocrite, spun redactorii de la Jurnalul, la fel ca rectorul universității și șeful sindicatului recurge la blesteme. Ce fel de blesteme aflați amănunte din pagina 5. Și tot din Jurnalul din această săptămână mai aflăm că un singur cetățean străin în Argeș se află pe listele speciale de la Europarlament. Care luni 28 aprilie, în cadrul conferinței săptămânale de presă a prefecturii județului Argeș, prefectul Mihai Oprescu a anunțat că instituția pe care o conduce este în grafic cu respectarea măsurilor din programul calendaristic pentru organizarea alegerilor europarlamentare. Prefectul a mai ținut să precizeze că pe listele speciale întocmite pentru alegerile europarlamentare se regăsește un singur cetățean străin de naționalitate olandeză care locuiește în comuna Slobozia. Pentru județul nostru, regia autonomă, monitorul oficial va tipări la europarlamentare circa 596.000 de buletine de vot, cu 10% mai mult decât numărul total de alegători din listele electorale permanente, care se ridică de altfel în județul nostru la 541.990 de persoane. O judecătoare de la Costești este președinta biroului electoral la alegerile pentru Consiliul Județean Argeș și tot din Jurnalul mai aflăm că podul care va lega Piteștiul de Mărăcineni va avea 4 benzi de circulație. Podul dintre Pitești și Mărăcineni va avea o lungime de 500 de metri și 4 benzi de circulație, câte 2 pe fiecare sens. Partea carosabilă va fi susținută cu cabluri de rezistență pe piloni. La baza carosabilului, în părțile laterale, sunt prevăzute și trotoare pentru pietoni, dar și piste pentru bicicliști. Investiția estimată la 35 de milioane de lei are mari șanse să fie finanțată din fonduri europene, fiind vorba despre un proiect care implică 2 localități vecine. Lucrarea este eligibilă pentru finanțarea din fonduri europene, fiindcă, iată, construcția podului se va realiza pe teritoriul a 2 localități și are chiar prioritate la finanțare. Contribuția fiecare localități Pitești și Mărăcineni ar fi de numai 2% din valoarea totală a proiectului, a informat viceprimarul Ionica. Acesta este convins că după finalizarea edificării noului pod peste Argeș, care va face legătura între nordul Piteștiului și drumul spre municipiul Câmpul Lung sau uzina Dacia după caz, traficul din zona podului Vilor va fi astfel degrevat. Grigore Stănescu, încă un mandat de manager la Spitalul Câmpul Lung. În săptămâna patimilor, Grigore Stănescu și-a reconfirmat postura de manager al Spitalului Municipal din Câmpul Lung prin susținerea cu succes a concursului organizat de către Consiliul de Administrație al Unității Medicale. Singurul participant, el a obținut nota finală 8-90 și astfel își va menține funcția cel puțin 3 ani de acum înainte. Într-o carieră de peste 30 de ani, Grigore Stănescu a îmbinat, printre altele, profesia de medic pediatru cu cele șef al secției neonatologice și director de spital. Din 2009 acesta se află la 3 experiențe de manager, dar data aceasta una fără sincope în curgerea timpului. Primul mandat, început în 1997, s-a finalizat rapid din cauza intervenției celor care reprezentau CDR în Argeș. Al doilea, cu start în 2001, a fost curmat brusc de interesele celor din Alianța DA. Grigore Stănescu este membru PSD și s-a regăsit de mai multe ori pe lista de candidați pentru Consiliul Local din Câmpul Lung. Adio cianuri la Câmpul Lung, că tot discutam despre municipiul în cauză. Garda Națională de Mediu a cerut APM Argeș anularea autorizației de mediu renoită de directoarea Mariana Ionescu și închiderea activității Global Eco Center. Garda Națională a confirmat astfel că neregulile descoperite anul trecut de Gardele Mediu Argeș, condusă de Elena Pană, s-au confirmat în totalitate. Vasile Tofan de la Global Eco, iată ce spune: nu am primit nicio decizie până acum. S-a luat legătura și cu domnul Vasile Tofan, administratorul firmei în cauză, pentru a-i solicita evident o părere vis-a-vis de concluziile și deciziile controlului. Nu am primit nicio decizie până acum de la autorități privind anularea autorizației de mediu și încetarea activității punctului de lucru din Câmpul Lung. Nu vă pot spune nimic deocamdată legat de o mutare a activității noastre. Voi lua o decizie după ce văd actul concret emis de către autoritățile competente.
Pe de altă parte, iată, în afară de comisarul șef Elena Pană, merită aprecieri deosebite și omul de afaceri Roxana Șulcă și medicul stomatolog Andrei Aron, doi câmpulugeni care au inițiat o petiție pentru interzicerea depozitelor de pe platforma fostei uzine Aro și pentru retragerea autorizației Global Eco Center, o petiție care a stârnit o reacție fără precedent, care a fost semnată de peste 3700 de oameni din toată țara și care nu au lăsat autoritățile din capitală indiferente la problemele sesizate. Mai multe detalii pe o întreagă pagină 6 a jurnalului din această săptămână. Iată, la sediul Casei Județene de Pensii aflăm că s-a afișat repartiția biletelor de tratament balnear pentru seria 6, datele de plecare fiind de 5, 6 și 7 mai 2014, au fost alocate în baza solicitărilor 206 bilete în diferite stațiuni. Contribuția individuală a unui bilet de tratament este de 50% din cuantumul brut al pensiei. În cazul pensionarilor care au și calitatea de asigurat, contribuția individuală este de 50% din cuantumul brut total al drepturilor de pensie și câștigul brut de natură salarială, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale din luna anterioară celei în care se face repartiția. Judecătorul Dumitru Daniel, cercetat disciplinar pentru atitudini nedemne pentru același gen de abatere de la statutul magistraților ca și cea din cazul judecătorului Gabriel Apostol, fostul șef al secției penale a judecătoriei Pitești, este cercetat disciplinar și judecătorul Dumitru Daniel de la aceeași instanță de către Consiliul Superior al Magistraturii. Mai exact, este vorba despre aceeași încadrare juridică din legea numărul 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor, privind manifestarea stările care aduc atingeri onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției săvârșite în afara exercitării atribuțiilor de serviciu și de atitudini nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanți ai altor instituții. La terminul din 23 aprilie s-a dispus amânarea judecării cauzei lui Dumitru Daniel până pe data de 21 mai. Mai departe din jurnal aflăm că regizorul Matei Varodi a fost premiat la Gala Premiilor de Excelență în Cultură. Ziua Pământului a fost sărbătorită de către Biblioteca Județeană din Nicu Golescu Argeș, iar pe două pagini, paginile 10-11, aflăm despre acea exclusivitate de care vă vorbeam mai devreme, procesul primelor demurături care a ajuns, iată, la CEDO. Peste 2500 de salariații ARP Chimului cer daune de 45 de milioane de euro de la statul român. Salariații au descoperit întâmplător că nu li se acordaseră cele două sporuri. Avocații au reprezentat doar câțiva salariați, se cer despăgubiri și tot cazul, vă spuneam că este răzbătut în cele două pagini ale jurnalului de Argeș din această săptămână. Sport acum din jurnalul. Foștii președinți ai FC Argeș pun condiții în privința mutării lui FC Clinceni la Pitești. Faptul că oficialii de la FC Clinceni au anunțat că intenționează să se mute la Pitești, fie dacă joacă în Liga 1, fie dacă vor juca tot în Liga 2, mai ales pentru că au menționat în dosarul de licențiere pentru Liga 1 Arena Nicolae Dobrin, a dat, ei bine, naștere în ultima perioadă la numeroase polemici. Unii consideră că nu este tocmai potrivit ca o echipă fără nicio istorie să vină să joace în templul lui Dobrin, iar alții apreciază intenția autorităților locale piteștene de a aduce fotbal de primă mână la Pitești ca fiind un lucru foarte bun. Totul pe fondul faptului că nici până acum sau nici până la această oră autoritățile nu au găsit soluții pentru a plăti fotbaliștii de la SCM. Iată în continuare cum comentează acest subiect unii dintre cei mai reprezentativi foști președinți ai lui FC Argeș și găsiți tot materialul pe o întreagă pagină 13. Cam atât ar fi cu presa de astăzi. Vă mai spun doar un singur lucru. GAL Topolovenia a contractat deja peste 70% din banii alocați. Ne referim aici la conferința națională de lansare a noului program național, noul PDNR. Statul român, românesc are viitor, care a dus la Pitești sute de fermieri argeșeni și nu numai, care a fost un bun prilej de altfel de promovare și pentru asociația Grupul de Acțiune Locală Drumul Carelor, ce și are sediul în Topoloveni și care a fost prezentă de altfel constant chiar în piața Vasile Emilia. Mai multe amănunte au aflat redactorii de la jurnalul, chiar de la președintele asociației Sorin Boțârcă. Găsiți toate concluziile în jurnalul de astăzi. Gata cu presa, știu, arzi de nerăbdare. Spune-le cum o să ne meargă astăzi și apoi mâine, evident, pentru mine vacanța de 1-4 mai. Zodiac.
Bună dimineața din nou! Haideți să vedem ce ne rezervă astrele pentru astăzi. Berbec, după amiază puteți să rezolvați o problemă de natură sentimentală. Fiți ceva mai îngăduitor. Spre seară primiți un cadou de care vă bucurați foarte mult. Taur, dimineața sunteți foarte activ și sociabil și vă înțelegeți bine cu toată lumea. Reușiți să vă păstrați optimismul în ciuda problemelor sentimentale care vă tot frământă. Gemeni, aveți suficientă energie pentru a începe noi activități, iar partenerul de viață și familia vă sprijină. Vă recomandăm să vă detașați de problemele financiare din ultima vreme. Rac, dimineața sunteți apreciat pentru entuziasmul de care dați dovadă. Vă simțiți bine la o întâlnire cu prietenii și este posibil să fiți invitat la o petrecere. Leu, dimineața luați o hotărâre prin care vă schimbați tot programul zilei. Puteți să vă ocupați de probleme financiare. Vă sfătuim totuși să evitați orice fel de speculații. Fecioară, sunteți plin de entuziasm și pus pe schimbări. Acum este momentul să vă faceți planuri de viitor. Este o zi prielnică pentru investiții, afaceri și călătorii în interes personal. Balanță, vă îmbunătățiți considerabil situația financiară. Mai mult, aveți ocazia să faceți o investiție rentabilă pe termen lung. Vă sfătuim totuși să vă menajați sănătatea. Scorpion, este o zi favorabilă călătoriilor în interes de familie, din care vă puteți întoarce cu mari satisfacții financiare. Seara petreceți momente plăcute alături de partenerul de viață. Săgetător, după amiază s-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că nu vă ocupați suficient de problemele casei. Vă sfătuim să nu vă enervați și să vă întrebați dacă nu cumva chiar are dreptate. Capricorn, pe plan financiar se pare că nu parcurgeți o perioadă prea bună. Căutați noi surse de venituri. Spiritul de echipă și optimismul vă determină să vă asumați riscuri. Vărsător, treceți mai ușor peste grijile cotidiene grație entuziasmului și optimismului cu care începeți ziua. După amiază faceți planuri pentru o călătorie mai lungă împreună cu persoana iubită. Pești, vă sfătuim să acordați mai multă atenție celor apropiați, pentru că s-ar putea să vi se reproșeze că sunteți indiferent. Astăzi sunteți predispus la greșeli și există riscul să pierdeți bani. Atât cu zodiile pentru astăzi. Marian, ai legătura. Da, mulțumesc, că eram atent la o știre aici de pe site-ul Universului Argeșan. Alegerea președintelui CJ Argeș va avea loc când duminica orbului. Alegerile privind funcțiile președinte al Consiliului Județean vor avea loc pe 25 mai, știm foarte bine, în aceea zi în care creștinii ortodoxi sărbătoresc Duminica Orbului. Tot în acea zi vor avea loc și alegerile europarlamentare. În religie, sărbătoarea are o conotație pozitivă. Aflăm că este asociată cu una dintre minunile săvârșite de Iisus Hristos, respectiv vindecarea unui orb din naștere, și alegerile locale din 2008 s-au derulat de asemenea tot în Duminica Orbului, sărbătorită atunci la 1 iunie. Concluziile le trageți dumneavoastră singuri. La mulți ani sărbătoriților de astăzi. Pentru Taur spuneam că este ziua subordonatului exagerat. La zi aniversară, domnul Sorin Mihai Marinescu de la Spitalul Județean și avocatul Sorin Vicinescu. Le dorim la mulți ani, le urăm multă sănătate, fericire și cât mai multe realizări. Rămâneți cu noi după publicitate. Ne întâlnim cu invitatul de astăzi al emisiunii. Ne-am întors, doamnelor și domnilor, la Antenața și, așa cum v-am promis, în platoul emisiunii noastre se află domnul doctor Gheorghe Frătoaica, medic la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Argeș. Bună dimineața, Hristos a înviat! Bună dimineața și Hristos a înviat! Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi. Știm, ați avut o urgență luni dimineață și astăzi, iată că misiunea făcută este datorie curată, cum se spune. Și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Spuneți-ne, cum a fost acea perioadă a sărbătorilor pascale? Cât de greu a fost pentru dumneavoastră, pentru Unitatea de Primiri Urgențe, au făcut sau nu au făcut excese argeșenii? Cu trei zile înainte de a începe sărbătorile, s-a liniștit odată activitatea noastră. Dacă aveam curent între 135-140 ziua prezentări, chiar poate mai multe prezentări într-o zi, noaptea 50-80 de prezentări, a fost ca o adevărată liniște care s-a instalat cu câteva zile, mai ales pe timpul nopții. Foarte puțini oameni s-au prezentat. Probabil că au părăsit o localitate, s-au dus foarte mult probabil la țară, mulți au plecat la Iarbă Verde la munte. Cert este că numărul de prezentări până în Paște au fost foarte scăzut. Să nu spuneți că a fost liniște înaintea furtunii. A fost liniște înainte furtunii, corect. În prima zi de Paște, în general, sunt mai puțini care se prezintă în urgență. Eu pot să vă spun că am făcut noaptea de înviere chiar la spital. Am avut de la ora 0, deci după înviere propriu-zis, până la 4 dimineața, 7 prezentări care puteau foarte bine să stea până marți. Dar, mă rog, și de sărbători, de alte sărbători, mereu ne punem întrebarea. Oamenii ăștia nu au sărbători, n-au Dumnezei sau
pur și simplu nu au ce face și atunci îți găsesc de lucru noaptea de Paști. Bine, este problema fiecăruia. Problema este că din punct de vedere al urgenței, nu au fost urgențe. În ziua a doua, a treia, și de fapt vreau să vă spun că surpriza a apărut mai târziu de data aceasta, au început să apară cazurile grave. Pancreatitele acute, colecistitele acute, care și cel mai grav au început să apară, s-au înmulțit numărul de cazuri de bolnavi cardiovasculari, care probabil consumă mai mult de sare sau chiar dezechilibrele în alimentația care au avut-o de sărbători, au reumplut urgențele așa ca de obicei, adică ne-am dus din nou la aceleași valori care le aveam și înainte de a începe sărbătorile. Deci abia de la a doua, a treia zi de Paște? Da, totdeauna, că în prima zi, ziua acumulării. Au mai fost cei care au fost mai frecvent în ziua de Paște imediat următoare, sunt persoanele care de obicei au ținut post. Au schimbat brusc alimentația, chiar dacă au fost foarte ponderali. Numai că o schimbare bruscă de alimentație după o perioadă de lungă de liniște îi dezechilibrează foarte mult pe tubul digestiv. Foarte ușor apar gastrite, ulcerele, colecistite acute, chiar păcătăți mici de alimente, dar alimente de sărbători, care general, cele de Paști, sunt foarte greu digerabile. Și ce ar trebui, domnule doctor, să consumăm după această perioadă? Spun, după această perioadă, vine o altă perioadă acum de vacanță, deci păi, cam de luni încolo ce ar trebui exact. Să în primul rând că e schimbarea consumăm. De sezon. Totdeauna iarna, primăvara, vara, sunt anotimpurile care schimbă și alimentația omului. Acum au apărut legumele, fructele de sezon, care dau foarte mult și gust și savoare mâncării, dar în primul rând aduc acel deficit de vitamine. Eu nu folosesc termenul de antioxidanți pentru că nu mi se pare corect din punct de vedere biochimic. Deci e vorba de acei oxidanți și vitamine care au lipsit pentru o alimentație bazată mai mult pe proteine, pe timpul iernii și grăsimi, și mai puțin pe glucide. Și atunci este această nevoie de cură, de schimbare de sezon. De fapt, posturile, ca și existența ale lor, este o cură de trecere de sezon. Deci undeva, cândva, niște oameni, așa cum au și islamii, că nu să nu mănânce vacă și porc. Tocmai așa, din aceleași motive, pentru că temperaturile impun o anumită conduită alimentară. E, dincolo de aspectul religios, posturile sunt niște lucruri foarte utile. Din păcate, iară din păcate, noi trăim două chestii foarte mari. E un ateism prelungit de 25 de ani, o afirmație de religiozitate exagerată, care nu are nicio legătură cu religiozitatea. Oricum rămâne un singur lucru, că mulți vor ține un post, așa prima și ultima săptămână din post nu sunt suficiente, dar oricum este ceva. Am înțeles, domnule doctor, a fost nevoie de o suplimentare de personal în această perioadă? Ați făcut față solicitărilor? Am făcut față solicitărilor în mod normal. Suntem învățați să fim hămăliți, suntem învățați să fim dezavantajați, suntem învățați să fim trecuți ca oaia neagră a sistemului de sănătate, pentru că acum, pentru noi, la urmă, s-a dovedit benefic acest sistem de triaj, care impune, de fapt, nu altceva decât timpii de așteptare. Ori omul consideră că pentru el este o urgență, chiar dacă n-are nicio legătură. Încă nu, populația nu a învățat, cum se spune, aceste reguli la urgențe. Să știți că eu am curajul să o spun. Nu numai că nu am învățat ceva. Eu spun că de 24 de ani de zile pierde din ceea ce am învățat. În primul rând, este o noțiune imposibilă și interzisă, cuvântul bun simț. Ăsta l-a pierdut cu totul. Motiv pentru care a învățat alte noțiuni de la politicianiștii noștri de ocazie. Să bată cu pumnul în masă, să tropăie și să primească. Și chiar ei îi sprijină, în sensul că sub masca aia de bunăvoință, încalcă chiar ei normele care sunt sociale. Urmările deja au început să apară la nivel macrosistem. Bun, și ce ar trebui făcut în acest sens? Păi, în primul rând, ei care fac legi, să iau o atitudine. Ori să desfințeze legile, nu mai are rost să le ținem, pentru că dacă le avem și nu le respectăm, ori al doilea variantă, să treacă la ceea ce de fapt ei sunt acolo puși. Să supravegheze aplicarea legilor pe care chiar ei l-au elaborat și să fie puse ad literam în practică și de către consumatorii de servicii, dar și de furnizorii de servicii. Crezi că este vorba și de mentalitate aici? Mentalitatea nou dezvoltată. Deci de la găleată și tricou pornit până la, uite, vin acum alte alegeri, hai să oferim populației niște pseudo-servicii medicale care, de fapt, nu fac altceva decât să... Cei mai sensibili într-o campanie electorală să-i spui omului, domnule, ți-am dat sănătate. Nu e așa. Sănătatea nu o dă politicianiștii, nu o dau campaniile electorale, este un sistem care funcționează, care el s-a reformat. Cât s-a putut reforma? Să reforma mult mai mult dacă nu interveneau chiar ei care l-au elaborat. Deci, surprinzător, și eu am curajul să o spun, în 1998, legea asigurării de sănătate, România a avut curajul să o introduce UDMR-ul, nu noi.
noi cetățeni majoritari. Români. Așa. Chiar Barani, care a fost ministru atunci, a folosit o frază foarte frumoasă. A zis, copilul este ca, copilul dacă arunce în apă, trebuie să înoate. Adică a arătat clar că asta va fi linia, chiar dacă nu convine. Din păcate, la 2 ani de zile ne-am înnecat. Când s-a schimbat sistemul politic, a început înnecatul. Urmarea este un adevărat nimic în sănătate, este un subiect important de știri. Bacă nu sunt bani, bacă, dar nimeni nu zice de ce nu sunt bani, de ce? Să găsesc 2-3 medici care au făcut niște prostii, dar alea nu reprezintă sistemul de sănătate. Și încă ceva. Promovăm oameni cu pseudovalori care îi încalcă legile. Deci, am curaj să o spun. Într-un anumit moment a venit un ministru, împreună cu un cetățean foarte iubit de poporul român, nu vreau să-i spun numele că se numește altceva, sub camerele de televiziune s-a încălcat niște legi. Deci s-a încălcat niște legi clare și limpezi în România, chiar de către ei. Nimeni n-a reacționat în sistem, n-a reacționat nici media, care este un bun pasnic al sistemului social, n-a reacționat nimeni din celelalte sisteme, n-a reacționat nici avocatul poporului, cazul de la Slatina, care s-a întâmplat acum câțiva ani de zile când a murit un caz social în urgență. Urmarea, totuși, tot aceiași oameni, până la urmă, au elaborat o lege, legea triajului. Mă rog, o lege, un ordin al ministrului de triaj, care de fapt ierarhizează, nu nimic altceva, nu ierarhizează dacă bolnavul este trimis înapoi, dacă nu este o urgență sau este dirijat în altă parte. Nu, n-au avut curajul să ducă până acolo. Ierarhizează altceva. Timpii de așteptare. Lucruri care, din păcate, creează atât de multe probleme și atât de multe necazuri. Una, că noi lucrăm sub un stres continuu. Să vă spun așa, norma unui medic obișnuit, acceptată de Ministerul Sănătății și finanțată de Casa de Asigurări, este de 24 de bolnavi pe zi. Se dublează. Faceți socoteala că noi doi oameni sau trei oameni vedem 170, dar nu numai că îi consultăm, le și tratăm, îi și monitorizăm, îi și supraveghem. S-a mai dezvoltat un concept. Am venit să mă internez. Dacă vrei să te internezi, te poți interna, nu e nicio problemă. Dar legislația impune norme de internare. Și spuneați dumneavoastră că și medicul de familie mai greșește că toate. Păi medicul de familie greșește de foarte multe ori. De ce? În loc să instruiască pacientul. A fost și o grămadă de ani medic de familie. De medic de familie. Mă rog, ești medic de dispensar pe vremea aceea. Deci nu s-a schimbat decât mai mult nomenclatura și câteva funcții în această acțiune. Dar să vii tu să-i spui, du-te la urgență și dă bilet de trimitere în dublu exemplar, care este pentru policlinică și în niciun caz pentru a... Să du-te, scrie UPU cardiologie. Adică îl trimite la urgență să-l vadă cardiologia urgență. Pe cardiologie urgență nu există. Există doar o secție de urgență care evaluează pacienții pe funcții vitale și în funcție de gravitate, eventual pot să ceară acești medici alte consulturi suplimentare. Păi dacă omul vine montat de medicul de familie, ăla știe clar, domnul m-a trimis și ți-o și spune în față. Păi cum adică dacă ăla e prost să mă trimite aici? De ce? Pentru că lui îi trebuie o scrisoare medicală, lucru care este normal, îi se cere de către Casa de Asigurări, dar acea scrisoare medicală pe baza ei se dă o rețetă compensată. Vine și o cere de la urgență, că vine și tropă acolo ca la primărie când își cere alte drepturi și de acolo el pleacă cu un consult de cardiologie. Cine cedează? Că sunt medici care eu, de exemplu, nu accept. Deci eu consider că normal actul medical este un act de consimțământ între pacient și medic. Fiecare trebuie să-și aibă respectul reciproc și mai ales credibilitatea și încredere reciprocă. În momentul când această regulă se rupe, din momentul ăla apare conflictul dintre medic și pacient, care de multe ori vedeți bine că ia aspecte nedorite. Regula de bun simț, cum a spus. Exact, regula de bun simț. Atitudinea dumneavoastră este pe deplin justificată, având în vedere argumentele pe care ni le-ați spus ceva mai devreme, însă așteptăm să se și rezolve ceva, domnule doctor. Cu ce să se rezolve? Pentru că nu are cine. Autoritățile, cei de la Ministerul Sănătății. Autoritățile fac greșeli după greșeli. Ministru și așa mai departe. Ministru. Da. Vine angiograful în septembrie, domnule. Haideți să vorbim de lucruri frumoase. Eu să știți că am niște mici îndoieli cu acest angiograf, să nu se supere cei care au atâta entuziasm că va veni. Da, deja să știu că se pregătesc este spațiile. Este foarte util. Este foarte util, dar mi-e tare frică de dorința de a avea angiograf, să nu fie cumpărat un angiograf mai ieftin, a căror performanțe tehnice să nu prea mai fie de actualitate și să ne pomenim că, de fapt, avem un angiograf care nu-l avem. Din câte știu, va fi unul nou. Pe obligatoriu, dar sunt angiografe mai vechi, care sunt mai ieftine, modele mai vechi și modele mai noi. Deci nu pot să spun câți bani, nu știu. Are să fim optimiști, domnule doctor. Nu pot să fiu optimist, că știu, că știu în ce sistem trăiesc și mai ales știu ce se dorește. Deci este un impact major în alegeri cu el. Deci eu asta văd, pentru că atâta timp că e atâta grabă să faci atâta caz de un aparat. În primul rând, de acest angiograf, și eu când eram director medical am semnat. Deci povestea asta e veche, din 2005 o știu eu. Dar de fiecare dată, și atunci s-a judecat o chestie foarte corectă. Oamenii au spus așa,
cereți un aparat, dar aveți specialist să lucreze pe el? Răspunsul la vremea aceea, nu. Între timp a apărut specialistul, doctorul Ușurelu. Acum este logic să soliciți acest aparat, dar atât de greu funcționează sistemul birocratic în România și cu fondurile, mai ales că sunt crizele astea economice și sunt în ce în ce mai puține și mai ales că se redirigează banii către alte zone mai puțin importante, dar cu impact social major. Și atunci, e clar că sursele de bani pentru a cumpăra acest angiograf, tare mi-e frică că sunt altele și nu vor fi suficient de mari cât să fie un aparat de adevăr să merite să fie adus. Asta cred că numai doctorul Ușurelu ar putea să o spună. Dacă ce îi se oferă va fi ce dorește dânsul. Rămâne de văzut ce se va întâmpla atunci în septembrie, da. Domnule doctor. Oricum, este un lucru extraordinar că există un aparat, chiar model mai vechi. E să luăm și partea bună a lucrurilor. Partea bună este, pentru că noi la ora actuală bolnavii care au o indicație de a ajunge pe acest angiograf, în special bolnavii cu sindrome coronariene acute, sunt bolnavi care noi trebuie să-i trimitem într-un timp foarte scurt la București. Și de multe ori nu-i putem trimite într-un termen scurt, pentru că ambulanțele cu care ei ar trebui să plece sunt blocate pentru unghii încarnate, pentru carii dentare, pentru panariții, pentru care se face acest abuz de ambulanță. Ori, având acest aparat angiograf la Pitești, lucrurile se simplifică mult mai mult. Lucrurile mai se vor simplifica, dar vedeți dumneavoastră, în spate se ascund totuși foarte mulți bani. Nu pot să vă mai spun ce se întâmplă la nivelul bugetului, la nivelul spitalului, dar știu. Mă rog, să sperăm că va funcționa un an de zile, nu câteva luni. Povestiți-ne, vă rog foarte tare, vă rog foarte mult despre acea ambulanță atacată în perioada sărbătorilor. De fapt, este urmarea a ceea ce discutăm noi. Este urmarea impactului social. Atât de mult s-a dat nas țiganilor, încât ei, de fapt, au confundat ambulanța cu o altă mașină. Nu pot să cred cum pot să confunzi o mașină. Să-i numim rom. Nu știu, nu, este o lege? Nu. Atâta timp când nu este nicio lege și nu există niciun cuvânt scos de limba română, nu știu de ce nu pot să-l folosesc. Exact cum spuneți dumneavoastră, hai să nu mai folosim termen. Asta este urmarea. Li sau Danas sunt o nație cu o putere extraordinar de adaptare socială și ocupă imediat nișele pe care noi le lăsăm libere. Urmarea o vedem în societate. Exact aceasta. Să duce poliția să nu stricăm, că sunt mulți, să nu stricăm legea. Urmarea, și-au luat nas, vedeți, vine și în urgență, vine unul cu 20 în spate, după care, domnule, băgați-l în seamă, lăsați-l acolo și fac ce vor. Deci nu există asigurat, dar ei primesc asigurări. Știți dumneavoastră vreunul că a donat sânge pe undeva? Nu. Dar atunci, îndrăznească să nu-i dai la unul sânge dacă e nevoie. Deci, asta este urmarea. Acolo este o chestie în care ei, ca de obicei... În urmă, sunt și ei români. Iar legea se aplică pentru toată eu lumea. Nu cred că se fac unele diferențe între țigani și români. Ca să fii român, trebuie să respecti Constituția, să respecti legile țării, să respecti cetățenii din jurul tău. Nu să te transformi într-o masă și de manevră folosită. Și îmi pare rău că am auzit-o chiar de curând într-un cuvânt a unui mare oficial de România în care să-i folosim în campania electorală. E adevărat, nuanța a fost puțin altfel. Dar tocmai pentru că au ajuns aici, vin și devastează. A îndrăznit cineva să-i impută cuiva ceva? Ia să facă unul cetățean român, de naționalitate română, un gest imediat. Ba este luat, ba este amendat, ba mai departe. Aducem poliția, dumne, jandarmeria, păi să păzească unitatea de primire urgență acolo. Deci nu vreau să... Noi avem foarte mari conflicte cu această nație. Mari conflicte cu această nație în urgență și efectiv am început să tremurăm când ei apar acolo. Vin să instalează ca niște stăpâni în urgență sau în jurul urgenței și oamenii încă cu bun simț sau cei care sunt acolo sau sunt deja timorați de, să nu le zicem, stau într-un colț și ăștia fac ce vor. Urmarea sunt stări conflictuale în care ei câștigă totdeauna. Avem o lege, într-adevăr, pentru ultraj. De câte ori a fost reclamat vreunul din ăsta și a călcat legea, niciodată nu am primit feedback că el a fost și sancționat. Poate acum autoritățile urmăresc emisiunea și poate că se vor lua măsurile care se impun. Nu se vor lua. Din potrivă, vin niște alegeri, mai vin alte alegeri. Poate că tocmai din acest motiv se vor lua. Nu, pare foarte rău. Deci, până nu vom adopta o altă atitudine, așa numită atitudine europeană. Atitudinea europeană, eu nu cred că dincolo, atitudinea europeană este asta de la noi vis-a-vis de ei. Eu nu cred că este asta. Dovadă că sunt țări cum e Franța care s-a cam săturat și vor să caute căi să-i scoată de acolo. Și știți bine că a fost atât de mediatizate subiectele. Tare mi-e să ne pomenim într-o zi că suntem noi cei care va trebui să plecăm de aici. Poate că da, poate că nu. Probleme cu lipsa medicamentelor, domnule doctor, ați avut în urgență perioadă, avem, sunt nu. Sau nu sunt în probleme? Urgență avem medicamentele, ia spun că nu o gamă foarte largă, o gamă destul de restrânsă,
În schimb, avem medicamente în cantitate suficientă ca să putem să facem față chiar la toate tipurile de urgență care vin acolo. Dotări, investiții, ambulanțe, personal. Păi acum haideți să o luăm așa, dotarea o știți, dar deja are o vechime, 1996-1997, deci 2006-2007, gândiți-vă că deja are un număr de ani, încă funcționează și mă îndoiesc că în momentul când va începe să cedeze, va fi înlocuită cu ceva, pentru că costurile ei sunt foarte mari și e clar, dacă vor cădea monitoare în locul lor, nu vor mai fi monitoare, vor fi niște găuri pe pereți. Dacă ne cade, și cea mai mare teamă noastră este să ne cadă ecograful, fără ăsta de care la ora actuală nu prea se mai poate concepe un act medical modern, nu știu cu ce îl putem înlocui, având în vedere prețurile care sunt. Deci perspectiva imediată nu o văd bună. Să înțeleg că problema financiară primează acolo la dumneavoastră. Eu așa o văd, ca unul care a mai lucrat în management. Eu văd că în momentul de față noi vedem vârful icebergului, vedem ceea ce este, dar nu vedem că de dedesubt deja se ascunde o gaură neagră. Nu să nu ne ciocnim prea mult, prea tare de acest iceberg. Să știți că aparatura asta este deja supra-solicitată de multe ori nejustificat. Tot așa, pentru că dacă s-ar respecta niște reguli în urgență, să vină numai bolnavii care sunt de urgență și să nu vină acești bolnavi de policlinică sau de dispensar, gradul de utilizare al aparaturii nu ar fi atât de ridicat. Urmarea se va vedea imediat. Avem niște aparate, niște amărâte de electrocardiografe. De ce le zic amărâte? Pentru că ele și-au făcut norma de mult timp. Așa. Eu cred că producătorii, dacă ar afla la ce nivel de utilizare sunt la noi aici, ar face reclamă numai din asta, fără să mai folosească alte feluri de reclamă să-și vândă aparatura. Adică sunt aparate care și-au făcut poate de câteva ori norma de când există, să tot repară și să tot repară, încă supraviețuiesc. Dar de ce? Pentru că există această utilizare supra-normală acestor aparaturi, care nu știu ce se va întâmpla. Le înlocuim, domnule doctor. Cu ce? Le înlocuim. Cu ce? Le înlocuim, faceți noastră. O cerere se va acordă. Ca angiograful de 2005. Se acordă peste un an, doi, un buget și probabil că se va rezolva ca și problema. Ca angiograful de 2005. Da. Așteptăm mai bine. Știți cum le spune vorba celor noastre? Mai bine mai târziu decât niciodată. Doctorul Tase, care a fost promotorul acestui aparat, credeți-mă, eu consider că suntem prieteni, discutăm de multe ori de când ne întâlnim, cred că nu e aproape întâlnire, chiar acolo în serviciu, în urgență. Un om deosebit pe care îl și salutăm de altfel acum, da. Pe domnul doctor Tase. Și e un promotor și, într-adevăr, a fost un om care s-a zbătut mult pentru acesta și, vedeți bine, eficiența cu toată zbaterea este destul de scăzută. Au trebuit să apară totuși politicienii, deci nu investițiile Ministerului Sănătății, ceea ce mă face să mă gândesc că și la aparatura din urgență s-a făcut niște pereți, ăia sunt ușor de făcut, numai că, vedeți dumneavoastră, înăuntru, într-o zi, vor trebui înlocuite aparatele. Nu știu cu ce. Așteptăm ziua X aceea, sau ziua Z, cum se spune. Nu e departe. Domnule doctor, v-ați familiarizat, ca să zic așa, cu acele raportări zilnice impuse încă de la 1 februarie? Cel puțin noi, ca personalul obișnuit în urgență, nu suntem implicați direct în asta. Pentru asta există un personal tehnic care se ocupă de ele și deci nu ne afectează foarte mult. Dar experiența pe care o avem acum deja de ani de zile, simțim lucrurile astea și le putem aprecia. Vedeți dumneavoastră, noi ne găsim la ora actuală la o cifră de bolnavi care i-am văzut, care acum 14 ani când am venit eu în urgență, era cifra aproape de un an. Deci atunci erau 32.000 de prezentări la închiderea anului, iar acum ne găsim noi acum la aproape 25.000. Și anul trecut am încheiat peste 50.000 de prezentări. Toate astea făcute într-o evoluție. Lucrurile astea ar trebui să îngrijoreze pe cei care sunt cu factor de decizie. Pentru că dacă a crescut, să nu se bucure cineva sau ei să nu se bucure că dacă asta înseamnă creșterea accesibilității la medical. Nu înseamnă creșterea accesibilității la medical venind pacienții în urgență. Creșterea accesibilității la actul medical înseamnă să li se la medicul de familie, în ambulatoriu de specialitate, de spital nu mai vreau să vorbesc, că văd că li se ia paturile din locul, am început după vremea când eram eu manager în 2010 și tot să iau din paturile spitalului. Este adevărat că corect. Poate merg în altă parte, domnule doctor, nu are nevoie altcineva, mai probabil altă unitate. Povestea este că gradul de îmbolnăvire al populației crește. Nu se vede în practică, apropo de indicatori și de alte lucruri care le spuneți dumneavoastră. Pentru că văd că există un sistem restrictiv. Al doilea lucru, pe partea cealaltă, nici în sistemul legislativ, sau dacă vreți, nu neapărat că legislativ există și este un sistem bun legislativ, nu-l văd pus în aplicare. Deci, ori aceste cifre se fac formal și nu se citesc, ori n-are nimeni curajul să aplice ceea ce reiese din ele. Teoria ca teorie, dar deci, practica ne omoară. 50.000, deci o creștere atât de alarmantă la bolnavi care se prezintă în urgență, este o problemă în sistemul de sănătate, a gradului de accesibilitate.
De ce oamenii vin în urgență și ocolesc sistemul obișnuit, în care peste 85% sunt neurgențe, deci oameni care n-au ce să caute. Vă spun eu, probabil de teamă, domnule doctor, de teamă să mă duc repede la urgență, la urgență să pot rezolva problema. Mi-e frică să nu mor, probabil. Zic unii, mentalitatea. Mă gândesc, un punct de vedere. Asta au dreptul să spună bolnavii care au nevroze, depresive. Dar oameni care sunt cronici, oameni care sunt cu... E adevărat că sunt suferințe acute. Nimeni nu le neagă. Colicile renale, discopatiile... Haide, sindrom. Dar să vii tu cu sindrom vertiginos, cu sistem amețeală și vii să spui, sunt de o săptămână, sunt de o lună. Și domnule, de ce până acum, știți care e răspunsul invariabil? A crezut că îmi trece. Păi bun, și de ce totuși n-ați crezut așa și azi că vă trece? Așa e românul, lasă pe ultima sută de metri, domnule, în felul de final. Vreau să vă solicit un punct de vedere. Bănuiesc că sunteți la curent cu ce se întâmplă acum la București, la Spitalul de Arș. Da. Cum explicați, cum vă explicați aceste în primul modalități? Rând, ca și medic, sunt super și operațiile acestea este și ilegale. Să știți că sufăr în suflet, pentru că sunt niște oameni care compromit sistemul și mă simt automat și eu atacat, pentru că nu toți suntem așa. Sau mă rog, eu m-am cam obișnuit unele știri să fie foarte mari când se dau inițial, dar nu se mai dă sfârșitul poveștii niciodată, că nu mai prezintă probabil impact de media. Îl știți dumneavoastră? Nu. Deci, eu nu mi-aduc aminte un caz de genul ăsta să spune, sau să spune undeva la așa altele știri așa minore și atunci se pierde informația. Cert este că, într-adevăr, Casa de Asigurări a făcut în ultimile luni niște controle foarte amănunțite. Au găsit o grămadă de nereguli. Unele personal, ce am mai avut eu așa discuții cu colegi care au trecut prin asta, au fost un pic exagerate, în sensul că se impuse o rețetă la un om care a făcut o greșeală de 2 zile, dar rețeta să fie ajunsă la om, mi se pare puțin cam exagerat. Doi, sunt niște oameni care, într-adevăr, ca nu numai atât, și în fotbal. Bă, ce ți-ți aminte în fotbal că fac așa? Când Bodo a încercat să impoziteze fotbaliștii, ce scandal a făcut media, în primul rând, și toată societatea, și acum cine sunt cap de listă? Ei. Același lucru se întâmplă și aici. A fost așa o scădere generală a disciplinei sociale și oamenii ăștia nu au mai crezut că nu mai au nicio supraveghere și la un moment dat au confundat sistemul privat cu sistemul de stat. Asta cred eu că s-a întâmplat acolo. Dacă s-ar fi întâmplat la Pitești, ce s-a... Ce păi crezi că... Sper că lucrurile erau mai devreme descoperite, pentru că este un oraș mult mai mic, în care cam în orice oraș de provincie lucrurile se află repede. Așa este. Toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc mult succes și ne mai întâlnim, domnule doctor. Doamna și domnule, cam atât pentru astăzi. Să aveți o zi plăcută în continuare. O ultimă zi lucrătoare pentru bugetari din această săptămână. Ne vedem mâine. Emisiunile sunt pe site pitesteantena1.ro. Începe Neața cu Răzvan și Dani în 3 minute. Vizionare plăcută în continuare. O zi bună. Pe curând. Si vamos a olvidar que no...